Peste 4 milioane de români trăiesc în sărăcie, conform datelor Institutului Național de Statistică. Și totuși, România se află în topul european al risipei alimentare. După marile sărbători, parte multă din mâncarea cumpărată ajunge la gunoi. Peste 75%, spun oficialii societăților de salubrizare. Se întâmplă însă în orașe mari. La țară, risipa este minimă. În general, se gătește cât se consumă. Surplusul se dă de pomană, ori ajunge la câini și la porci. Românii se plâng că alimentele s-au scumpit peste măsură, dar jumătate din țară cumpără mai multă mâncare decât are nevoie. 2,5 milioane de tone de alimente aruncă țara la gunoi, conform Ministerului Agriculturii. Comisia Europeană susține în raportări că este vorba de 5 milioane de tone pe an. Se face risipă mai ales după marile sărbători religioase. După Crăciun și Paște, cam 80% din deșeurile colectate de societățile de salubritate sunt resturi alimentare. Statisticile reflectă însă situația din orașe. La țară, arare ori ajunge mâncarea la gunoi. Lipsurile și cumpătarea încheagă o altă filozofie a hranei. Se gătește cam cât se consumă. Dacă rămâne, se împarte pentru rudele decedate. Ce se învechește ajunge la porci și la câini. Relatează Digi24.ro.